Salut, Ana! Cum ai ajuns prima oară în Chișinău? Salut! Prima oară în Chișinău am venit cu Moni Stănila. Era un proiect al lui Marius Ianuș, făcut înaintat spre Ministerul Culturii, de unde a și primit finanțare. Și proiectul era intitulat Basarabia pe viu. Ideea era unei experiențe live a spațiului basarabean timp de o săptămână, în urma căreia trebuia să scriem texte pentru revista Stare de Urgență. Asta a fost prima oară când am mers la Chișinău. Ai citit la Cenaclu Republica, ai fost de mai multe ori prin Chișinău, când vii data viitoare? Am citit, da, la Cenaclu Republica și am fost, într-adevăr, de mai multe ori prin Chișinău. Nu știu, sper că data viitoare să vin la anul la Chișinău. Mi-e foarte dor de prietenii de acolo și abia aștept să îi revăd pe toți. Așa că planuri sunt. Ai avut ultima lectură la Republica, ai citit un ciclu nou de poezii și știam că lucrezi la o carte nouă. De ce n-am văzut încă acea carte? Da, într-adevăr, lucrez la o carte nouă. E o idee mult mai, cum să spun, în primul rând e un alt stil decât ce am făcut în prima carte și simțeam nevoia să mă detașez de ce făcusem în prima carte. Ciclul la care lucrez momentan mă duce înapoi la rădăcini, de fapt. E un fel de poveste a experiențelor și a originilor din Petroșani, din zona minieră. E și o sondare a propriei interiorități. Dar prin natura intimă a zonei astea a poeziei e cumva și mult mai dificil de abordat și din cauza asta lucrurile merg mai greu, dar și pentru că între timp apar tot felul de alte proiecte. Momentan m-am înscris la o bursă de cercetare postdoctorală, ceea ce înseamnă parte de cercetare timp de 2 ani de zile. Asta mi umple cumva timpul și mai e și chestiunea următoare. Discursul academic nu e la fel cu discursul poeziei și te rupe într-un fel din zona asta naturaleții poeziei. Apropo de cercetări și de proiecte, știu că ai făcut o teză de doctorat legată de literatura din Basarabia. Zi-mi câteva cuvinte și de unde e interesul ăsta pentru literatura din Basarabia? De interesul pentru literatura din Basarabia derivă clar din prima experiență și prima vizită la Chișinău, unde am descoperit oameni foarte miștoși și scriitori de un mare potențial, care sunt mult, mult peste foarte mulți dintre scriitorii tineri din România. Din cauza asta mi-am și ales tema asta de doctorat, doar că iată, au trecut deja 3 sau 4 ani de zile de când mi-am susținut teza de doctorat și momentan sper să reușesc să o pun într-o formă care să o apropie de publicare și de o viitoare carte, așa că așteptăm și cu asta. Sunt multe proiecte în lucru, de fapt. Și noi de-abia așteptăm să vedem și să vedem ce zici despre scriitorii basarabeni și ar fi fain să o putem răsfoi prin bibliotecă. Da. Vii din Cenaclu Pavel Dan și acum am înțeles că faci un cenaclu la Universitatea de Vest din Timișoara. Te ajută pe tine ca scriitor? Te-a ajutat că ai fost membru a unui cenaclu și acum faptul că conduci un cenaclu? Da, mă ajută foarte mult. Eu m-am format în Cenaclu Pavel Dan venind dintr-un liceu militar unde contactul cu literatura a fost nu limitat, aproape de zero. Ori în momentul în care am ajuns la facultate, chiar în primul an de facultate, am descoperit cenaclul ăsta Pavel Dan și automat mergând la cenaclul ăsta am ajuns să mă apropii de altfel de literatură și mai ales de literatura contemporană, pentru că lecturile din liceu se opresc undeva la Nichita Stănescu, generația 60, adică nu merg mai departe, mai înspre contemporaneitate. Iar participând la ședințele de cenaclu, automat ca tânăr auzi anumite nume de scriitori, ai ocazia să descoperi diverse voci poetice și asta, într-un final, te poate ajuta pe tine să crești și să-ți dezvolți propriul stil. Pe de altă parte, tot în cadrul Cenaclului Pavel Dan am avut ocazia să merg în diverse locuri, am mers la București, am auzit diversi scriitori citind și pentru mine asta a contat foarte mult, m-a format.
Iar da, e adevărat, în ultimii 5-6 ani coordonez un fel de club literar studențesc, am zis noi, dar e un fel de cenaclu la universitate pe care l-am pornit cu domnul Daniel Vighi, profesor de literatură contemporană și prozator din Timișoara, care a fost pasionat și a venit cu ideea asta, a spus, domnule, trebuie să facem ceva pentru studenții ăștia ca să-i mișcăm puțin, să-i scoatem din zona lor de confort. Și funcționăm la universitate pe formula cenaclului, ne întâlnim o dată la 2 săptămâni și pe lângă asta am încercat să propunem diverse proiecte pentru ei, ca să-i și încurajăm să se ia în serios și să ia treaba asta cu literatura în serios, pentru că în ultimul timp, ultimele generații tratează cumva ca pe un hobby toată partea asta de literatură și nu sunt atât de, nu înverșunați, încrâncenați, dar determinați, aș spune, să facă o treabă profesionistă. Am făcut lecturi cu ei la Facultatea de Muzică, am făcut seri tematice cu muzică și poezie, am încercat să participăm și la Student Fest cu diversi membri din Cenaclu și am lansat și o colecție Start, se numește, în cadrul editurii Ariel Garda, unde deja am scos 2 titluri de debut ale unor tineri studenți, deocamdată pe proză, sunt 2 romane, dar sperăm că o să putem să scoatem și un volum de debut de poezie în anul ăsta sau anul următor. Cu scrisul văd că tinerii stau destul de bine. Vreau să te întreb dacă umblă la bibliotecă, dacă citesc, cum sunt ei cu cititul, cu lecturile? Cu scrisul stau destul de bine, e adevărat, în sensul în care au avântul ăsta și scriu mult, dar am impresia că foarte mult ei, de fapt, reușesc să imite anumite voci poetice și să fure pe partea de tehnică, reușesc să imite stilul și tehnica unor autori pe care îi citesc. De mers la bibliotecă sunt unii dintre ei care sunt interesați și care merg la bibliotecă. Sunt unii studenți pe care îi întâlnesc chiar zilnic la bibliotecă, adică se vede că sunt acolo și trag și muncesc pentru asta. Dar din păcate nu sunt toți la fel. Și ca în postura de mentor, pentru că nu, mie cumva străină și nu tocmai confortabilă poziția asta de mentor pentru studenți, dar mă simt total dezarmată în momentul în care vin și dau tot felul de sugestii de scriitor, de nume sau citesc pasaje din anumite cărți, tocmai ca să-i încurajez să meargă mai departe și să caute și să descopere ei singuri ce le place și ce nu le place din autorii pe care îi sugerez. De multe ori sugestiile astea se lovesc de un zid și de multe ori toate sugestiile astea trec pe lângă ei și nu merg mai departe și caută ceea ce ar trebui să caute și să descopere singuri. Asta e păcat, într-un fel. Dar sunt și, cred că generațiile astea sunt și bombardate de tehnologie și de informație pe alte canale și nu știu să mai selecteze cum trebuie informația. De unde crezi că vine legătura asta mare dintre cel puțin scriitorii din Timișoara și scriitorii din Chișinău? Pentru că există o legătură destul de puternică. Da, aici e destul de dificil de răspuns. Într-adevăr există o legătură destul de puternică și cred că ea s-a format de la jumătatea anilor 90, când nu Baștovoi a venit la studii în Timișoara și, mă rog, mai apoi și Dumitru Grudu a fost prin Timișoara. Cred că s-a format o conexiune. Acum nu știu dacă aș spune că e o conexiune între două periferii și că asta e ceea ce apropie cele două spații, pentru că sunt oarecum periferice față de marea provincie București, pentru că nu cred în chestiile astea și din punctul meu de vedere un scriitor nu e nici central, nici periferic, e acolo unde vrea el să fie și acolo unde se poziționează el. Un scriitor e acolo în ceea ce scrie și asta n-are nicio legătură cu poziționarea geografică sau poziționarea relațiilor de putere față de centru și periferie. Poate că e ceva din atitudine care leagă oamenii din spațiile astea și, în primul rând, legătura asta pe axa Timișoara-Chișinău mi se pare că s-a creat ca o legătură în prietenie. În primul rând e prietenia care leagă spațiile astea două. Da, îmi cer scuze că v-am furat-o pe Moni Stănire și am dus-o la Chișinău. Da, acum ai dus-o la Chișinău, dar asta nu înseamnă că legătura nu continuă. Ana, îți mulțumesc mult și mulțumesc, desigur, te așteptăm cât de curând la Chișinău. Da, o lectură sau măcar să ne plimbăm pe la biblioteci. Pe la biblioteci, promit să revin, da. Mulțumesc mult. Și eu.